mulțumesc la stimați telespectatori. Prima emisiune pe anul 2015 la ENET, unde o să stăm de vorbă cu domnul inginer Manole Merchea. Bună seara, la mulți ani! Bună seara, la mulți ani și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule director, s-a terminat anul 2014 și se pare că n-a fost chiar foarte ușor. Cum s-a terminat anul 2014 aici la ENET? De ușor n-a fost ușor, dar este un an care a adus rezultate notabile în ceea ce privește activitatea societății ENET. Noi am plecat în 2013 cu o situație financiară foarte grea. Adică? Când am ajuns în unitate în iulie 2013, la un moment dat aveam o situație atât de grea încât nu puteam să ne cumpărăm nici rechiziții. Deci nu mai vorbesc că erau luni de salarii neplătite, își luau oamenii cam o dată la 3 luni salariile. Lucrul ăsta a făcut să sunăm mobilizarea și să facem tot ce se poate să încercăm să redresăm activitatea acestei societăți, care societate, dincolo de orice, este o prestatoare esențială de serviciu. Serviciul de încălzire este un serviciu esențial pentru o comunitate și nu se putea lăsa de izbeliște. Am avut norocul să putem să capacităm atât Consiliul Local cât și Primăria, pe domnul primar, și să ne asigure sprijinul necesar, cât au putut și dumnealor, cu cât am mai putut și noi, și acum putem să zicem că 2014 l-am încheiat în termeni buni. Adică, noi am avut prin bugetul de venituri și cheltuieli prevăzută o pierdere planificată de 185 de miliarde de lei. Avem preliminatul 2014, în care, după socotelile noastre, avem o reducere a pierderilor cu 95 de miliarde de lei. Deci, cum ați reușit să faceți lucrul ăsta? În primul rând, prin creșterea producției. Față de un 360 de miliarde de lei vechi care erau planificate a fi produse la ENET, am făcut o producție de 520 de miliarde de lei. Dar dacă îmi permiteți, ce înseamnă creșterea producției la ENET? În primul rând, creșterea a fost pe energie electrică și totodată și pe energie termică. Este primul an, după foarte mulți ani, când ENET-ul a funcționat și pe timpul verii. Teoria mea a fost că nu putem să suspendăm activitatea pe timp de vară, pentru că este total neeconomică varianta de lucru. Neplăcută pentru neplăcută, oameni. Neplăcută pentru comunitate, dar neeconomică pentru ENET. Am avut dreptate, se pare că am avut dreptate, pentru că 7 luni de zile, alea în care ENET-ul stătea degeaba, s-a cunoscut în realizări, în venituri, și față de cele 360 de miliarde, aproape că s-a dublat suma. Un asemenea serviciu trebuie să aibă continuitate, accesibilitate și calitate. Noi am încercat ca cele trei obiective să le atingem. Zic eu că în bună măsură am făcut-o. Deci continuitatea am avut. Tot anul 2014 noi am produs agent termic și am dat apă caldă și căldură. Evident că sunt zone în oraș care nu pot beneficia de apa caldă pentru că instalația nu permite așa ceva. Dar instalația acolo, din bloc? Instalația, rețeaua. Rețeaua. Și nu se poate reabilita rețeaua respectivă? Ba da. Păi o parte s-a reabilitat, sudul este reabilitat, o parte din zona centrală a fost reabilitată, acum urmează faza a doua și este la faza de deschidere a finanțării. Și o să, ușor, ușor, o să rezolvăm tot orașul. Dacă îmi permiteți, care sunt zonele deficitare la ora actuală în ceea ce privește?
Păi este zona centru, Independenții, gară, Bucegi, deci toată partea aia unde nu există sistemul tur-retur. Bun, și ce se întâmplă acolo? Nu au oamenii apă caldă sau ce? Deci ei, ca să aibă apă caldă, trebuie să lase să curgă mai mult timp până când vine apa caldă. O soluție de avarie ar fi să se dea apa caldă cu program, cel puțin în zonele astea, astfel încât lumea să deschidă robinetul cam la aceeași oră, să existe simultaneitatea consumului. Pentru că, de fapt, de aici vine toată povestea, toată treaba. Nefiind consum, atunci apa stă pe conductă și se răcește și atunci trebuie lăsată să curgă mai mult. Lucru care nu e la îndemână. Este apă caldă, noi dăm. Numai că oamenii... Și în felul ăsta și plătesc mai mult oamenii, nu? Da. Păi tocmai. Da. Și ei atunci se feresc și și-au băgat boileri. Dar încet, încet o să ajungem să rezolvăm această chestiune. Deja în zona de sud lumea este foarte mulțumită. Avem posibilitatea să dăm apă caldă instant. Deci în momentul când a deschis robinetul, i-a venit apă caldă, fiind sistemul tur-retur. Domnule director, dar ce se aude cu centrala asta nouă pe care noi, căreia noi am făcut primirea cu tamtamul de rigoare și văd că nu, a început să intre în funcțiune? Sigur. Centrala de noastră din Cotereni? Da, sigur, funcționează deja? Da. Pentru că știu că acum vreo câteva luni spuneați că încă nu e... Da, la momentul ăla nu era, acum funcționăm cu ea, este, ne dă posibilitatea să avem un raport mai bun între ce înseamnă producție calorică și energie electrică. Energia electrică, chiar dacă ca și preț a scăzut prețul, că e multă energie și a scăzut consumul, în special consumul industrial. Astfel încât și prețul energiei electrice a scăzut. Dar oricum este o sursă de bani sigură. Livrarea de energie electrică în sistemul național aduce banul grupat și sigur. Și asta este o treabă bună pentru sănătatea financiară a societății noastre. Oamenii care erau datornici și-au achitat datoriile, că știu că aveați probleme și cu această situație. Avem în continuare răi platnici, avem și o grămadă de procese, avem vreo 800 și ceva de procese pe rol. De ce? V-au dat în judecată? Nu, noi i-am dat în judecată pentru neplată. Și o bună parte din cei cu care ne judecăm au început să dea bani. Domnule, da. Eu nu pot să înțeleg chestia asta cu neplată. E ceva... Cum adică să știi, te folosești de... Nu vreau să se supere lumea pe mine, dar eu știu așa, când dai o datorie, ți-o plătești, faci pe în patru, nu spun pe cine în patru, că la tragi, și îți plătești datoria. Cum adică să rămâi așa un an de zile, doi ani de zile, folosești apă caldă, te folosești de... Și să nu-ți plătești datoria, cum se justifică? Nu e vorba de justificat, este vorba că... Chiar nu au bani, cei care nu au bani, că în situația asta... Dar am înțeles că sunt și oameni cu venituri... Sunt și oameni cu bani... Da, nu, sunt și oameni cu bani care nu plătesc. Și de ce? Din ce motiv nu plătesc? Vin și spun, dom'le, n-am plătit că am fost plecat în țară. Nu, pur și simplu dau banii pe altceva și când ajunge rândul inetului, îl sare. Dar, oricum, noi ne recuperăm banii, nu este nicio problemă. Nu știu, dar n-ar fi mai frumos și mai ușor și pentru ei să-și plătească la timp, pentru că felul ăsta nu se mai strâng niște bani mulți, că e mai greu să dai 100 de milioane decât să dai 2-3 milioane pe lună. Din păcate, foarte mulți ajung în situația în care s-au acumulat sume mari și atunci le vine foarte și greu. Și le vine oamenilor greu să plătească. Da. Dar știți că era și, știu eu, de un caz... Deci ne-am plătește-ți-mă, lasă-mă că după niște ani de zile se șterge datoria. Se șterge cu condiția să nu-l dăm noi în judecată. Dar noi nu așteptăm 3 ani să prescrie suma. Se prescrie. Exact. Deci, da, însă noi oricum vom veni cu o măsură care să ușureze. Care măsura? Măsura este facturarea liniară. Adică? Adică vă fac socoteala cât aveți... cât ați plătit în anul anterior.
tot anul. Și împar la 12 luni. Și aia va fi cota dumneavoastră lunară pe care știți din capul locului că o veți plăti în fiecare lună și vă puteți planifica cheltuielile. Dar, la sfârșitul anului facem regularizarea. Dacă ați plătit mai mult, atunci va rămâne bani pentru lunile care urmează. Dacă mai aveți de plătit, o să eșalonăm în lunile care urmează. Anului, și de când vreți să faceți? Din aprilie. Deja ne-am înțeles cu domnul primar Bacinski să facă o hotărâre de Consiliu Local, să inițieze o hotărâre de Consiliu Local, așa spune legea că trebuie făcut, și sperăm noi că luna asta sau cel târziu luna viitoare hotărârea să iasă și din aprilie să putem să începem facturarea liniei. Da. Evident că pentru cei care vor, deci la cerere. Deci la cerere. La cerere. La cerere. Sigur. Dar lămuriți-mă totuși și pe mine și pe telespectatorii noștri, cum de s-au acumulat atâtea și atâtea și atâtea datorii despre care vorbesc, mă, miliarde, și eu nu pot să înțeleg și nici lumea nu pot să înțeleagă lucrul ăsta. Că noi trecem așa, neatenți, ideea de Enet. Dacă este vorba de datoriile istorice pe care Enetul le are, am explicat de multe ori și în emisiunile dumneavoastră și în alte emisiuni. Datorită unei funcționări secvențiale, deci au fost ani de zile în care vara nu s-a câștigat niciun leu, deci numai s-a cheltuit. Cum vorbesc de vară, de fapt vorbesc de anotimpul cald, nu musai vara. Începând de luna lui martie până în luna lui octombrie-noiembrie nu funcționa. Dar în schimb cheltuieli erau, pentru că nu poți să dai lumea afară, pentru că deja toamna când o să ai nevoie nu mai ai cu cine să-ți faci treaba. E vorba de forță de muncă calificată aici, nu putem să facem o armată de... Ați dat pe cineva afară? Am mai dat oameni afară din cei care au avut abateri grave. Au fost vreo câteva cazuri. Că eu știu că dumneavoastră, Victor, am discutat așa în particular, ați spus că, domnule, vreau să fac tot ce pot să fac, să nu dau oameni afară. Că da, nu vreau deci să noi, noi discutăm de a da oameni afară în sensul de reducerea personală. Am încercat să fac o asemenea treabă, să fac o societate pui, unde să-și găsească locul cei care acum sunt în plus. Adică aveți oameni în plus? Avem oameni, sau măcar vom avea oameni în plus, în sensul că centrala nouă și zona reabilitată din sud are nevoie de mai puțini oameni decât era nevoie acum vreo câțiva ani când erau manevre manuale. Din cauza automatizării. Deci altă generație, alte echipamente și cu mai puțină forță de muncă fizică. Noi am încercat să facem această societate, am cerut Consiliul Local să emită o hotărâre în sensul ăsta, dumnealor n-au făcut-o, motivele care au stat la baza acestei decizii nu le comentez eu. Consider în continuare că a fost o greșeală că nu s-a mers pe această idee. Nu este târziu nici acum să se facă. Oricum, noi vom încerca să reducem personalul, indiferent dacă se aprobă sau nu înființarea societății PUI. Dar vreau să vă mai întreb ceva, și nu atât pentru mine, cât pentru telespectatori. Ce rol are Consiliul Local în toate activitățile dumneavoastră? Păi Consiliul Local este stăpânul nostru. Este acționarul, este acționarul 100% în cazul Enetului. Deci toate acțiunile le deține Consiliul Local. Consiliul Local. Și ei sunt cei care votează? Evident, și cei care... evident că stăpânul întotdeauna are un cuvânt de spus. Și are multe cuvinte de spus? Păi are. Ați avut probleme cu ei vreodată? Nu e vorba de a avea probleme. Ei au interesul ca lucrurile să meargă bine. Nu este vorba de a avea probleme, este vorba că... Adică ați fost în contra vreodată?
Am fost în contra. Da? Sigur. Da? Sigur că da. Pe ce teme? De exemplu, pe redevența pe care trebuie să o plătim către Consiliul Local. Deci noi avem toate echipamentele care sunt ale Consiliului Local, nu sunt ale ENET-ului. Și ele sunt date cu chirie, ca să vorbim mai pe românești. Așa. Chiria asta se cheamă redevență. Redevența până acum era de 3 miliarde și jumătate pe an, vechi, vorbesc în bani vechi. Printr-o hotărâre a Consiliului Local, în momentul când ne-au transferat echipamentele noi, fabrica de căldură asta nouă, au mărit redevența la 67 de miliarde de lei. Lucrul ăsta poate să pună în pericol însă și investiția, pentru că toate astea se duc în costuri. Costurile vor duce în final la creșterea prețului pe gigacalorie. Creșterea prețului pe gigacalorie automat va atrage după sine debranșarea clienților. Din momentul în care nu mai ai cui da, ai făcut investiția de poluan. Și pentru lucrul ăsta noi am acționat în instanță și suntem în judecată cu Consiliul Local, suntem cu stăpânul nostru. Cu stăpânul nostru. Da, vă rog frumos să-mi spuneți cu gigacaloria asta, că atâtea discuții sunt și văd atâtea controverse pe tema asta, se mărește, nu se mărește, o să fie mai mult mai scumpă apa și ce aveți dumneavoastră aici o să, pentru public? Mai scump va fi în condițiile în care gazul se va scumpi. Deocamdată gazul a rămas la prețul la care a fost până acum, dar în condițiile în care gazul se va modifica ca și preț, automat va atrage după sine și o scumpire sau o micșorare, nu știu. Depinde în ce sens va pleca. Și că se mărește leafa. Mărești cu 500 de lei, cu 50 de lei leafa și se fac scumpiri de 5 milioane. Asta e viața, ce să facem? O înducem noi și pe asta. Că am dus multe până la noi urmă. Noi suntem până la urmă o nație de plângăreți. Noi tot timpul plângem. Dar nu e vorba de plângăreți aici. Este vorba că trebuie să fie un echilibru între ce bani primim pe munca noastră și ce dăm înapoi la stat aiurea câteodată. Din păcate... Nu e vorba de plângăreală aici, e vorba de niște lucruri de bun simț pentru... în partea celor care stabilesc lucrurile astea. Nu se poate așa ceva. Da, aduci frate. Oamenii la disperare. Nu vorbesc, Doamne ferește, din punctul meu de vedere, eu vorbesc din punctul de vedere al oamenilor care vin și oameni care chiar vor să muncească și n-au muncit. Dar nu e vorba numai de muncit, că și aia care muncesc depinde unde muncesc. Din păcate, Focșaniu și Vrancea în general, activitățile în Vrancea și în Focșani, activitățile economice sunt activități cu un grad de salarizare destul de slab. Este vorba de industria ușoară, întotdeauna a fost prost plătit locul de muncă în industria ușoară și foarte mulți bugetari care nici aici nu au fost venituri foarte mari. Cum să fie? Dacă salariul minim e de 700-800 Deci problema este în ce direcție va trebui să o ia Focșani. Ce activități economice se vor dezvolta în Focșani și în județ ca să ridice gradul de satisfacție financiară a cetățeanului. Să și pe bun simț, povestea, uite, am divagat puțin, dar asta e situația, îmi povestea o doamnă că băiatul ei, care e student la ASE în București, a fost foarte, foarte, foarte răcit, s-a dus copilul la cea mai apropiată clinică de asta, să-l vadă un medic, l-a văzut bun. O injecție, deci ca să-i pună o branulă. S-a dus în privat, da? Nu în privat, nu s-a dus în privat. După aia nu s-a mai... I-a cerut 50 de lei, deci 500 de lei vechi ca să-i facă o injecție. Și pentru 4 zile de injecții, de 2 sau 3 ori pe zi, vă dați 50 de lei pentru deci a fost o în privat. Injecție. Nu că tipa aia nu era în privat, venea acasă și făcea... Nu se poate. Adică... Păi asta înseamnă în privat.
Deci privat, nu s-a prezentat. Privat, bun, și în privat o ăla dăm, domnule, chitanță pentru 500 de lei, că banii aia, femeia aia a băgat în buzunar, nu i-a trecut prin caseria unității, nu venea și își lua banul. Păi nu, nu e vorba de caseria unității, că dacă făcea în timpul ei liber, asta, domnule, nu știu, era autorizată, nu era autorizată, să mă depășește. Nu, dar am vrut să spun, să iei de la un copil, de la un student care n-are venituri, decât ce-i trimite maică-sa de acasă. Vorbesc la un bun simț general. Nu e vorba lumea de bun simț. Lumea a luat o razna ta de pata. Nu este vorba de bun simț. Și de omenie, nu. La urmă. Nu, deci omul respectiv avea varianta să se ducă în policlinică, la stat și unde avea gratuitate, sau să se ducă în privat. A ales să se ducă în privat. Din momentul în care alegi să te duci în privat, știi că acolo se plătește, deci acolo nu-ți face pomeni. Nu spune nimeni că nu se plătește și e absolut onorabil să plătești dacă te duci da. În privat. Da, e o discuție și... care nu cred că are. Nu, dar vreau să spun că la noi bunul simț în general a luat o razna, chiar și în privat, dacă ești om și îți vine un copil care e aproape gata să moară, că nu mai putea să respire, nu te mai gândești la câți bani îți iese. Domnule, eu sunt medic, nu? Îl ajut și după aia văd eu ce... Până n-a dat banul, până... Dumneavoastră aveți ceva cu Armata Salvării. Noi, de exemplu, Enetul da, nu este, a, nu este Armata Salvării și îi încasăm pe toți la fel. A, și pe cei care au și pe cei care... Domnul Merca, categoric așa este. De un vorbesc de dumneavoastră, am înțeles că ați avut chiar subalterni. Îmi spuneau că sunt foarte mulțumiți că ei credeau că Enetul o să fie pe mătură și că în câteva luni... Da, a fost pe făraș. Că era pe făraș, nu pe mătură, pe făraș. Și uite că ați făcut să meargă lucrurile foarte bine. Eu chiar vă felicit pentru lucrul ăsta. De vorbesc așa ca idee de bun simț general. Știți, eu una, dacă aș fi, pot să fiu mama privaților. Dacă îmi vine un copilaj în com aproape și mă mai gândesc la bani, chiar că mă bate Dumnezeu. Aștept cu interes să ajungeți medic. Ei, și să faceți pomenile de care... Într-o altă lume, poate o să fiu... Care le recomandați la alții și să, după aia discutăm. Dar să știți că numai la medie, în general da, vorbesc. Da, haideți să ne întoarcem da, la oile noastre. La treburi. Ce obiective aveți? Deci pentru anul 2014 ați avut o realizare foarte mare. Da, dar am avut și un succes major. Care a fost un succes major? Faptul că n-am putut să fac conversia în acțiuni a datorilor. N-ați putut să faceți. Nu s-a aprobat concordatul preventiv, n-a fost de acord nici ANAF-ul și nici AVAS-ul, ci doi mari creditori, nici alții mai mititei, că la un moment dat nici primăria, care era și ea băgată în treaba asta, nici ea n-a acceptat. Lucru ăsta, dacă se întâmpla, Enetul ajungea o societate curată, fără niciun fel de datorii, mai rămâneau vreo 200 de miliarde vechi datorii, pe care sunt convins că le rezolvam anul ăsta, anul care vine, termina. Deci, dovadă că noi avem, v-am dat mai devreme niște cifre care certifică oarecum ceea ce am spus eu până acum și ceea ce voi spune și de acum încolo. Deci nu discutăm doar cu vom munci și vom lupta, ci am demonstrat cu cifre că se poate. Că se poate. Din păcate, nu s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple, dar întotdeauna un eșec este ocazia de a o lua de la capăt. Nu renunț la această idee. Așteptăm acum modificarea unei ordonanțe de urgență pe care noi am cerut-o mai de mult și am cerut-o și prin COGEN, prin asociația profesională a noastră, a operatorilor din termie, care să dea posibilitatea legală să putem să facem această conversie și să scăpăm de această încărcătură, de datoriile istorice. Urmând ca activitatea curentă să o ducem, la cote înalte și să putem să asigurăm o rentabilitate corespunzătoare acestei activități. Pentru anul care noi vine? Pentru anul ăsta, că... De fapt anul ăsta a venit deja. Așa. Deci pe de o parte vrem să introducem facturarea liniară ca să ușurăm factura cetățeanului, să îi echilibrăm oarecum efortul financiar pe care el trebuie să-l facă de-a lungul anului. Asta va îmbunătăți, în mod sigur va îmbunătăți gradul de încasare și va aduce evident și
un plus activității noastre. De asemenea, avem în vedere răscumpărarea centralelor murale de la cei care se vor rebranșa la ENET. Noi avem... Ați avut situații când s-au rebranșat la ENET? Avem situații. Avem situații termice. Sigur, și... avem situații în care s-au rebranșat la ENET, dar în același timp știm că oamenii care au deja o centrală nu se îndură să renunțe la ea, că a dat banii pe ea. Și atunci, mergem pe această formulă. Le răscumpărăm aceste centrale, le facem rebranșarea în mod gratuit la rețeaua ENET-ului și noi vom revinde acele centrale în alte orașe. Uite, aveți un spin... Asta e ideea dumneavoastră? Sau da, e... da, este, da, da. Uite, aveți un spirit comerciant sau comercial? Avem. Aveți spirit da. Comercial, felicitări. Eu, da. O să încercăm să optimizăm funcționarea centralei prin dezvoltarea unor activități conexe care să folosească agentul termic neconsumat. Pe timp de vară sunt două vârfuri de consum. Noi atunci mergem numai pe apă caldă, pe livrare de apă caldă. Consumul de apă caldă are două vârfuri, dimineața și seara. Când oamenii sunt acasă, când se spală poi, când își spală blidele, rufele și ce mai au ei. Sau când fac duș după o zi de muncă. În perioada dintre cele două vârfuri se cheltuiește cam degeaba și aici s-a în acest mod s-a ajuns la datoriile istorice care le are ENET-ul. Noi va trebui ca tot acest agent termic care se produce între cele două vârfuri de consum să o punem la treabă și să facem ceva. Avem în vedere mai multe obiective care încercăm noi să le... să vedem cum o să găsim finanțare, cum o să găsim parteneri, pentru că efortul financiar depășește posibilitățile pe care noi ca și unitate le avem. Da, sperăm să găsim formulă. Eu oricum am venit, să știți, cu inima deschisă la dumneavoastră, pentru că am aflat că ENET-ul este din nou pus pe picioare, deși acum cu niște luni multe în urmă se spunea că e pe ducă. Felicitări și așteptăm ca luna viitoare să ne dați vești și mai bune. Da, noi avem o poziție bună, dar totodată să știți că noi suntem ca un bolnav în convalescență și orice acțiune nesăbuită poate să ne aducă din nou în situația în care am fost. Și când spun asta, mă refer la ce poate să facă Ministerul de Finanțe, la ce poate să facă Avasul. Mulți pot să facă. Și mulți pot să facă. Părerea mea este că ar fi o mare greșeală ca aceste instituții să gândească limitat doar la un interes de moment al ANAF-ului, de exemplu, de a face colectare de bani. Vreau să vă dau ca exemplu, anul trecut au încercat să scoată toate bunurile ENET-ului la licitație. Evaluarea era de 36 de miliarde de lei vechi. Cam atât a făcea tot ce avea ENET-ul în proprietatea lui și era scos la licitație. Deci dacă se realiza chestiunea respectivă și dacă se vindea tot la cât a fost evaluat, ceea ce de obicei nu se întâmplă, luau după urma noastră 36 de miliarde de lei. Noi anul trecut... Care nu-i foarte mult. Dar care nu este, nu este foarte mult, dar vreau să vă spun că ANAF-ul a luat după urma ENET-ului anul trecut 87 de miliarde de lei vechi. Și ce-a făcut cu ei? I-a dat la bugetul de stat. Nu știu ce-a mai făcut după aia cu ei, dar vreau să vă spun că a luat de aproape 3 ori mai mult și este normal să ne păstreze în viață, că după urma noastră mai poate lua bani. Dacă ne omoară, nu mai ia nimic. Ia odată 30 de miliarde de lei și după aia nu mai ia absolut nimic. Vedeți, domnule, că aici este, adică norocul
să se găsească oameni care să gândească și să gândească în perspectivă, oameni care să fie puși pe competență, pe funcțiile astea și care să-și aleagă la rândul lor oameni competenți. Că altfel, am văzut și noi în ce haos suntem și eu încă o dată spun că ați făcut un lucru foarte mult, bun, pe care și colegii dumneavoastră de aici vi-l apreciază foarte mult, să știți. Mi-au spus oamenii în particular că la început chiar erau așa reținuți în ceea ce vă privește, că spuneau că n-aveți experiență, că nu știu ce, și uite acum sunt... Nu că n-aveam experiență, că eram venit în altă zonă de activitate. Din altă zonă de activitate. De multe ori să știți că chibiții văd mai bine decât cei de la masa de joc. Cam așa eu le mulțumesc salarieților pentru ceea ce au făcut, că ceea ce s-a întâmplat bun pentru societate, nu a fost doar munca mea, a fost munca la toți, cei 300 și ceva de aici care lucrează aici. E meritul dumneavoastră că ați știut să implicați pe toți. Important este să te folosești de oamenii pe care îi ai în subordine, să știi să te folosești de ei și să-i pui să facă treaba. Se pare că am ajuns să gândim la fel, toți cei 300 și ceva de oameni de aici și să facem să fie bine. Cel puțin până acum am... A fost ok, da? Da. Am rezolvat. Să vedem dacă încolo. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc numai bine. Eu vă mulțumesc. Ne vedem luna viitoare. Bună seara. La revedere, stimați telespectatori.